Braconajul nu dispare nici în perioada de prohibiție. Mai mulți bărbați din județul Olt au fost prinși de jandarmi în timp ce desfășurau activități de pescuit comercial cu ajutorul unor embarcațiuni pneumatice improvizate. La Verguleasa, 5 braconieri au fost prinși de jandarmi în timpul unei ample acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol Perul Olt. A fost organizată și executată o acțiune în zona localității Verguleasa, pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol Perul Olt. Cu această ocazie au fost depistate 5 persoane de sex masculin cu vârstă cuprinsă între 21 și 50 de ani, care pescuiau în scop comercial cu ajutorul a 3 embarcațiuni pneumatice. Și în localitatea Mărgheni a fost prins un bărbat care încerca să pescuiască în scop comercial cu unelte de tip setcă, interzise de lege. În ambele cazuri, ustensilele de pescuit au fost confiscate, iar cei 6 braconieri s-au ales cu dosare penale. Reprezentantul jandarmeriei Olt anunță că vor continua controalele în această perioadă de prohibiție, iar cei care nu respectă legea vor răspunde penal. Ține să reamintim faptul că în această perioadă s-au instituit măsuri de prohibiție pentru pescuitul comercial, recreativ și familiar, pentru orice specie de viețuitoare din apă, pești, crustacee, moluște și alte asemenea, prin ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 43 din 2020, în intervalul 4 aprilie, 2 iunie inclusiv. Săptămânal, Jandarmeria Olt, împreună cu alte instituții, desfășoară controale pe râul Olt în căutarea braconierilor. Aceste acțiuni au scopul de a preveni și combate braconajul piscicol.